Vreau să citesc un singur verset din Evrei, capitolul 11, versetul 7, unde cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Prin credință în noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprinării care se capătă prin credință. Amin. Nu se întâmplă prea des să predic de două ori în acea zi, în același loc. Astăzi însă este o excepție și e un anumit motiv pentru care este excepție ziua de astăzi. Se întâmplă însă uneori ca slujitor al lui Dumnezeu să trebuiască să slujesc nu în condiții prea bune. Și expresia aceasta, nu în condiții prea bune, înseamnă destul de multe. Un autor creștin spunea despre Domnul Isus Hristos că a fost nevoit să slujească la un moment dat, nu în condiții foarte bune. Era cu mâinile străpunse de piroane, cu picioarele prinse în piroane, chiar și cu coasta străpunsă de o suliță și în condițiile acestea nu prea bune, Domnul Isus Hristos a fost nevoit să slujească. Spune Sfânta Scriptură că de acolo, de pe cruce, din cuie, Domnul Isus Hristos a rugat pentru cei vinovați. Și a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Rugăciunea aceasta a fost slujire. Prins în piroane slujea. De acolo, de pe cruce, dragii mei, din piroane, Domnul Iisus Hristos i-a oferit liniște sufletească, dacă vreți, unui muribund. Unul dintre tâlhari, care își trăia ultimele clipe ale vieții acolo, prins pe cruce, a auzit din partea Domnului Iisus Hristos următoarele cuvinte liniștitoare. Astăzi vei fi cu mine în rai. Asta este slujire. Deci, mai mă rog, domnule, ca și în această după masă, în câteva cuvinte, în condițiile acestea să slujesc ceva despre familie. Deci, mă știu că fiecare om serios din lumea aceasta, din viața aceasta, este cât de cât preocupat de familie. De familia lui, de familia din care face parte. Numai că de foarte multe ori, preocuparea noastră pentru familie este în termenii lui avia și în termenii lui a fi. Adică să avem. Și pentru ca să avem. Sau haideți să vă întreb, este greșit să te ocupi să ai pentru familie? Ce ziceți? nu e greșit. Numai că de foarte multe ori, fiind concentrați doar spre avia, depunem toate eforturile și de dimineața până seara încercăm să, să trudim pentru ca să avem. Și când ne luptăm în felul acesta, dragii mei, când viața noastră pentru familie se concentrează pe asta, neglijăm alte lucruri foarte importante și trece viața pe lângă noi, ne trezim că avem și copiii aceștia pe care Dumnezeu a trimis în familie și care au, la un moment dat, îți întorc spatele ca fiul risipitor, sau au dus departe de familie și de Dumnezeu. Pentru că au vrut, a, a, am vrut să aibă. Ne preocupăm de familie din perspectiva lui a fi, Vrem copiii noștri să fie cineva E greșit să vrei să fie cineva? Sigur că nu e greșit Îi trimitem la școlile cele mai bune Cheltuim cât se poate de mult din tot ceea ce agonesim Pentru o educație solidă Să ajungă ceva în viață Foarte bine numai că dragii mei, încă o dată spun, s-ar putea ca toate eforturile acestea ale noastre de a împinge cât se poate de sus în viața aceasta să neglijeze alte aspecte ale vieții care sunt foarte importante pentru familie. Omul acesta din Scriptură noie, într-o zi, a auzit un mesaj de la Dumnezeu. A fost înștiințat de Dumnezeu într-o zi despre ceva. Și din momentul acela, când a fost înștiințat de Dumnezeu. Noi a început să privească familia dintr-o altă perspectivă. Nu a avea, nu a fi, ci din perspectiva pe care Dumnezeu a pus-o înainte. Și vreau să predic acum uh, Vali și Flavia și toți cei care sunteți aici în biserică despre a privi familia sau să ne privim familia dintr-o altă perspectivă. Poate vă întrebați din ce perspectivă. Și o să răspund la întrebarea aceasta, daci mei, punând în fața noastră trei răspunsuri. Primul răspuns este că trebuie să ne privim familia din perspectiva unui pericol care ne paște. Vali și Flavia stau aici în față cu Patrick lângă, lângă ei și cu Miam Brațe. Și poate zic bine, ce, ce pericol ne paște? Vali are serviciul lui, Flavia serviciul ei, au unde să locuiască, au cu ce să-și crească copiii. Noi când a fost înștiințat de Dumnezeu, a început să se uite la familia lui din perspectiva unui pericol. Da, familia asta, da, familiile dumneavoastră. Am putea să începem să ne uităm la familie din perspectiva unui pericol care ne paște și ar zic, punem întrebarea asta, dar ce pericol? Nu vă gândiți neapărat la război din Ucraina. Deci, mai, s-ar putea să stăm în fața pericolului ca în familia noastră să abordăm viața foarte diferit. Ascultați-mă bine. Unii să abordeze viața din peste unor valori. Ce este bine, ce este rău. Care sunt lucrurile spre care trebuie să te îndrepți, care trebuie să le ocolești, care să le eviți? Pentru că lumea aceasta, dragii mei, este în fața lumii acestea stau aceste două, două, lucruri. Binele și răul. Încă din la creație. Unul din familie să se orienteze spre valori și altul să se orienteze spre plăceri. Tot ceea ce îmi împlinește firea mea pământească. Deci mai vreau să vă întreb. E un pericol în familiile noastre, în această vreme, unii din familie să se uite spre valori și alții spre plăceri. Uitați-vă la copiii dumneavoastră. Unii de aici. Droguri, jocuri de noroc. și multe lucruri care pot să intre în categoria aceasta. Și în momentul acela, familia se divizează. Familia se rupe în două. Încerci să ți tragi pe ai tăi după tine spre valori. Și lumea aceasta îi trage, dragii mei, într-o altă direcție. Nu trebuie nefericire mai mare pentru o familie decât să fie ruptă în două. Unii într-o parte și alții în altă parte. S-ar putea, dragii mei, ca unii din familie să fie foarte realiști și alții foarte visători. Și cel realist să zică la un moment dat când dă de greu, așa e viața. Să ia greul în piept, să se lupte cu greul acela, să treacă peste. Și visătorul, cel care are impresia că viața asta e doar vis frumos, atunci când dă de greutăți, să falimenteze, să cadă în depresie, să nu știe ce să facă. Sunteți oameni aici care aveți cunoștințe sau care aveți pe cineva apropiat prăbușit în depresie. A visat ceva în viață. Visul nu s-a împlinit. N-a fost suficient de realist să priceapă că viața aceasta este o luptă. În fiecare zi e luptă. Și când a dat de greu, omul acela a clacat. E pericol, dragii mei, sau trebuie să primim familia din perspectiva unui pericol care ne paște, pentru că s-ar putea în familia noastră să fie oameni sau persoane care să ignore vocea Lui Dumnezeu. Mai ales într-o societate care ne pune la dispoziție confort. Posibilități, dragii mei, de a avea, de a trăi la un anumit nivel al confortului. Într-o asemenea societate, dragii mei, ce nevoie am de Dumnezeu? Spuneți Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a științat pe lot că urmează să aducă judecata peste, peste Sodoma și peste Gomora. Și lot s-a dus la gineri, la cei din familie. Și spune Sfânta Scriptură că ginerii s-au uitat la el și au zis, glumești. Ce ne interesează ce zice Dumnezeu? Ce ne interesează ce spui tu? Ceea ce spui tu e o glumă? O glumă ceea ce spui tu. Au ignorat vocea lui Dumnezeu. Dragii mei, E pericol ca unii din casele noastre să ignore vocea lui Dumnezeu? Aveți asemenea persoane în familie? E pericol să ignorăm vocea lui Dumnezeu? E pericol, dragii mei, să nu credem în consecințe? Noi avem impresia că putem trăi cum vrem, că totul va fi bine, fără să ne gândim că toate alegerile noastre au consecințe. Dacă generul lor despre care vă vorbeam ceva mai înainte, dragii mei, Uh, au ales să nu asculte de vocea lui Dumnezeu. Au avut consecințe. Au rămas acolo și a venit judecata lui Dumnezeu. Mă repede mai departe, timpul trece, dragii mei. Uh, în al doilea rând, trebuie să privim familia din perspectiva unor responsabilități de care nu putem fugi. Vali și Flavia. Sunt responsabilități de care nu puteți fugi. Am auzit, uh, nu pe o singură persoană, nu o singură pereche de părinți. Care au zis așa: Eu îmi las copiii liberi pentru că atunci când vor fi mari să aleagă ce vor ei, pentru că nu vreau să aleagă presați de ce le spun eu. Mă, dragii mei, ascultați-mă bine. Când e vorba de alegere, automat sunt cel puțin două opțiuni. Ca să poți alege, trebuie să ai cel puțin două variante. Întrebarea mea este următoarea. Dacă vrei să lași să aleagă când va fi mare, cine îi va pune înainte variantele? Dacă tu nu le pui. Tu vrei să lași liber. Să fie liber, să nu-l influențezi. Când va fi mare, liber să aleagă. Să aleagă dintre ce și ce. Cine îi va pune înainte variantele? Televizorul? Internetul? Societatea? Școala? Cine? Responsabilitatea dată de Dumnezeu părintelui, dragii mei, este aceea de a fi atent peste ce se petrece în casa lui, ce se întâmplă în casa lui. Asta mă învață Sfânta Scriptură. Știu pe cineva care a zis așa: părinții mei nu mă întreabă unde mă duc, cu cine mă duc, nu mă întreabă ce fac. Nu mă întreabă la ce oră vin acasă în miez de noapte. Atât ai singura întrebare pe care mi-o pun până este asta. Ți-ai luat cheile? Mă ascultați? Adică să nu ne deranjezi la ce oră vine. Nu ne interesează la ce oră vine. Dar să nu ne deranjez. Ia-ți cheile. De ce mai Vreau să vă întreb. Aceasta este responsabilitate de părinte? Dumnezeu a pus această responsabilitate în, în spinarea părinților, dragii mei, să fie atenți la ce se întâmplă în casă. Dumneavoastră, părinți, știți pe unde vă sunt copiii? 12, 14, 15, 16 ani, adolescenți. Vă interesează unde sunt? Știți că atunci când părinții Domnului Iisus Hristos, Iosif și Maria, când l-au luat la templu, la 12 ani și plecând spre casă au văzut că nu-i pe acolo știți că au intrat în panică? nu știau unde este trebuiau să știe unde este n-au știut că uh, copilul acesta de 12 ani, adolescentul acesta, Iisus a rămas la templu și au început să-l caute printre rudenii, printre neamuri, printre cei care se deplasau de la Ierusalim spre casă nu l-au găsit, s-au întors înapoi la Ierusalim pentru că trebuiau să știe unde este copilul Părintele responsabil, dragii mei, este cel care, care se preocupă să știe ce se petrece în casă. Părintele a primit această responsabilitate de la Dumnezeu să-și învețe copilul. Spune Sfânta, spune Sfânta Scriptură în proverbe, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Nu calea pe care vrea să meargă, îi place să meargă, a ales-o să meargă. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă în viață. Și când va împătrâni, nu se va bate de la ea. Dar, frații mei, prieteni dragi, ascultați-mă. Nu poți să înveți pe cineva ceea ce tu nu știi. Ca să înveți pe cineva, trebuie ca tu să știi mai întâi. Nu poți să înveți pe cineva ceea ce tu nu faci. Adică încep să-l înveți pe copil să se roage, tu nu te rogi. Să meargă la biserică, tu nu mergi la biserică. Să citească în Scriptură, tu nu citești în Scriptură. Să fie bun, dar tu nu ești bun. Să fie corect, dar tu nu ești corect. Nu poți să înveți copilul ceea ce tu nu știi. De aceea spune Sfânta Scriptură, spune Dumnezeu în Vechiul Testament evreilor, puneți-vă la inimă, în minte și în sufletul vostru, cuvintele acestea și învățați-vă în pe, învățați-vă pe copiii voștri cuvintele acestea. Dar mai întâi puneți-vă în, inima, puneți -vă în inima voastră, că nu puteți să învățați ce nu știți. Vreau să vă întreb, trebuie un părinte responsabil să se învețe mai întâi pe sine despre voia lui Dumnezeu? Valorile împărăției lui Dumnezeu? Și după ce le-a învățat el și le aplică, le trăiește el, dragii mei, trebuie să le predea mai departe copiilor. Mă rog, Domnului, să, să binecuvinteze și familia aceasta, să binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să înțelegem că avem o responsabilitate ca părinți de care nu putem fugi. Responsabilitatea de a fi atenți cu ce se întâmplă în casele noastre. Responsabilitatea de a învăța pe copiii noștri. Într-o lume, dragii mei, cu atâta informație, au acces copiii noștri la informații la care noi n-am avut când eram copii. Într-o asemenea lume, Părintele trebuie să vină să învețe valorile lui Dumnezeu. Ce este bine și ce este rău din perspectiva lui Dumnezeu. Și părintele are responsabilitatea, dragii mei, să-și corecteze copiii. Credeți că acești copii greșesc? Fac boacă, ne credeți asta? N-au încă foarte bine dezvoltat, dragii mei, sistemul acesta de valori. Ce este bine, ce este rău. Și atunci când a făcut un rău copilul nostru, trebuie sau nu trebuie să îl corectăm sau nu trebuie să îl corectăm. Îl mustrăm, îl învățăm, îl disciplinăm, e, e responsabilitatea de părinte. E ceea ce a pus Dumnezeu în responsabilitatea noastră și răspundem înaintea lui Dumnezeu dacă ne îndeplinim sau nu îndeplinim această responsabilitate. Și -o mai spun un singur, un singur lucru, dragii mei, și apoi încheie să putem trece și la partea finală. În al treilea rând, trebuie să privim familia din perspectiva unei soluții pe care Dumnezeu a furnizat-o. Când Dumnezeu l-a științat pe noi despre pericolul acela pe care în fața căruia stătea familia lui Noe stătea planeta, dacă vreți, potopul Dumnezeu i-a spus lui Noe că sfârșitul oricărei făpturi este otărât înaintea lui Dumnezeu pentru că a umplut pământul cu sâlnicie trăiți în această lume ca și mine vreau să vă întreb se umple pământul acesta de răutate și de rău în vremea noastră a fost vreodată în istorie dragii mei vreo perioadă de timp în care răul să fie promovat cu atâta repeziciune, ba chiar să ajungem să fie legiferat răul, ca și în vremea noastră. A fost vreodată? Niciodată. Și în acest context în care, dragii mei, familia este în pericol, Dumnezeu vine și furnizează o soluție. Pentru noi soluția aceasta a fost o corabie. Fă o corabie, fă un chivot ca să-ți salvezi casa. Pentru că Dumnezeu din cer, dragii mei, ascultați-mă, Dumnezeu din cer vrea mai mult decât vrem noi să ne salvăm familia. Dumnezeu vrea să ne fie salvată familia. Soțul, soția sau părinții, copiii, dacă vreți. Dumnezeu vrea lucrul acesta. Și a venit cu o soluție. Și a zis lui Noe, fă o corabie. Și a dat Dumnezeu toate dimensiunile. Pentru noi, în vremea noastră, Dumnezeu a pus la dispoziție o soluție. Știți care este soluția să ne salvăm viața noastră, să ne salvăm casele noastre? Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire decât în Domnul nostru Isus Hristos. L-a trimis în această lume și în cei care cred în El au viață veșnică. Și copiii noștri trebuie, dragii mei, să știe că nu există altă cale spre mântuire spre salvare, spre viață, decât Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu se ne binecuvinteze. Această soluție lucrează, dragii mei, și ca oricare soluție dată de Dumnezeu, lucrează numai pe terenul ascultării de Dumnezeu. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că evreii erau, erau robi în Egipt, Dumnezeu a adus vremea ca să-i salveze. Și pentru că faraonul nu, nu, nu accepta să le dea voie să se ducă de bună voie din Egipt, dragii mei, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a trimis niște, niște plăci peste Egipt. Ultima întrebare a fost aceea când a murit întâiul născut din fiecare familie. Cum își salvează evreul casa? Familia. Dumnezeu a dat soluția. Fiecare familie să sacrifice un miel, să ia sângele, să pună sângele acela pe ușorii ușii, pe pragul de sus, și să fie în casă dincolo de sânge. Cine era afară, ce se întâmpla cu el? Putea să aibă sânge la poartă, la ușă. Soluția dată de Dumnezeu lucrează numai în ascultare de Dumnezeu. Toți cei care au ascultat și au făcut, au făcut jertfa respectivă, au pus sângele și au rămas în casă au fost salvați când a trecut în gerul acela nimicitor. Pentru că soluția lui Dumnezeu lucrează în ascultare de Dumnezeu. Mă rog, Domnului, pentru familia aceasta de aici, pentru noi toți care suntem în locul acesta. Ne ajute Dumnezeu să privim familia dintr-o altă perspectivă. Când ne ocupăm să avem, e bine. Când ne ocupăm să fim, e bine. Dar a fi și a avea să nu ocupe prea mult timp în viața noastră, încât să nu ne rămână timp pentru relația noastră cu Dumnezeu, pentru veșnicia noastră. Pentru că noi, eu cred că fiecare dintre dumneavoastră vreți să trăiți veșnic. Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvinteze Amin.